Bună ziua, dragi telespectatori! Suntem la Drăgugești, în comuna Helegiu. Azi noapte a fost aici un incendiu, se pare că... Azi dimineață la ora 5. Se pare că e vorba de un piroman, un om care tot timpul a creat probleme familiei Taraipan și vecini, și nu numai lui, și vecinilor. Am discutat și cu alți vecini care ne-au povestit tot felul de violențe pe care le face acest individ. Am reținut faptul că a fost luată de către echipa de poliție și probabil dus la Onești sau la Bacău pentru cercetări. Lângă mine este doamna Taraipan. Taraipan Violeta. Violeta. Doamna Violeta, de când aveți aceste probleme cu vecinul dumneavoastră? De patru ani de zile. Mi tot amenință cu moartea. Numai rele ne-a făcut. Ne-a distrus garduri, ne-a tot timpul. Și ne-a spus de foarte multe ori că ne dă foc, dar nu am crezut. Deci n-am crezut că o să ajungă chiar la situația asta. Acum, aveți copii? Da, avem doi copii. Am un copil de 5 ani, Taraipan Măriuța, și de 6 ani, Taraipan Delia. Și când a fost acest incendiu, care este doar la 3-4 metri de casă, unde erați? Azi dimineață dormeam, m-am trezit că am auzit ceva pocnind și când m-am uitat pe fereastră, am văzut că arde, am ieșit repede afară. A fost un incendiu mare, flacără puternică. Da, a fost foarte mare. Unde a ajuns flacăra de la anexa pe care o aveți dumneavoastră? Cam... Da, că noi am luat imagini, o să le prezentăm, o să le arătăm. Până foarte înalte, da? 3-4 metri. Am văzut că și geamurile de la casă unde dormeați sunt crăpate, da. Și înseamnă că a fost doar un noroc al dumneavoastră că nu a luat foc și casa. Am avut noroc de vecini care m-au salvat. Eu am venit primul. Am avut, da, toți vecinii au venit cu apă, cu furtuni, cu ce au putut ei. Pompierii, la cât timp au venit? A sunat? Cam la 20 jumătate de oră, cam așa. Așa. Da. Și poliția când a chemat-o aici, la fața locului? Poliția imediat după ce au ajuns pompierii. Da, deci împreună, da. Realizat, da. Da, având în vedere că e un serviciu, da, integrat, e clar că au știut și dânsii despre... Da, au venit și smurdu. Ce dorește această persoană? Mai multe apeluri? Avem foarte multe apeluri, da. Multe apeluri, ați mai dat și altă dată? Am mai dat și acum 2 săptămâni când mi-a distrus gardul. Acolo. Deci aceeași pe... Cum îl cheamă pe domnul Lungu respectiv? Lungu Gheorghe. Lungu Gheorghe. Lungu Gheorghe, da. Este vecinul dumneavoastră de la, din, da, imediata, este, mai spre vale. Da. Este un om foarte rău, periculos. Nu are copii cu care să discutați, nu, urmași? Nu, copiii stau la distanță de el, pentru că pe toți i-a amenințat, pe unii chiar i-a tăiat, eu le-o tăia venile cu cuțitul. Ah, deci este o persoană ei, violentă și da, are, știți, a mai fost condamnat, a mai avut... Da, a făcut. A făcut crimă. Pentru crimă. Da. Păi și ceea ce s-a întâmplat este aici, este tot tentativă de crimă, din câte... Da, da. Așa, din ce se vede, sigur că... Da, o zis că fetele... Da. Ce amenințări ați primit pe telefon mobil? Sau direct? Direct, verbal. Direct, verbal? Am verbal, chiar și, da, filmări pe telefon. Aveți pe telefonul mobil? Da. Așa. Da, și ce a spus? Mi-au întrebat copiii pe drum, a cui sunt. Copiii au fugit, că au zis că mi-o omoară. Am avut foarte multe, foarte multe. Deci am filmări pe telefon, avem tot felul de plângeri care sunt depuse. Dumneavoastră de când locuiți aici? Asta e o casă a soțului sau... Moștenire de la socre. De la socre. Da. Da. Și de când... De 10 ani de zile. De 10 ani sunteți aici, da? Și de 10 ani sau mai încoace au apărut aceste probleme? Nu, de 4 ani. De 4 ani? Da. Bun. Înțeleg că este un litigiu între dumneavoastră și în legătură cu terenul, dar da, aveți acte pe acest loc? Adică sunteți proprietari? Da. Am înțeles. Ce credeți că ar mai fi important să audă opinia publică de la dumneavoastră? V-a fost teamă de viața dumneavoastră? V-a fost amenințată viața? Foarte mult, vă dați seama. Normal că mi-a fost copii teamă, acum, mai ales pentru sunt? Viața copiilor. La unde sunt copii? La rudă. Trebuie să merg cu ei la un deci psiholog. Este... Deci trebuie să fac ceva pentru că copiii mei s-au speriat. Da, speriați, foarte speriați. Păi, da. Da, m-a atins cu flacăra un pic. Da. Soțul dumneavoastră l-ați informat, el unde da, e plecat? Este în Anglia. În Anglia. Trebuie să ajungă mâine acasă, că vine cu avionul.
Vine imediat acasă, sigur că da. Trebuie să vină, da. Vă este teamă să mai stați în acest moment în casă? Vă dați seama că mi-este teamă, nu știu cum o să dormim la noapte. Teamă, că dacă vine criminalul, face prăpăd. Da. El atâta știe, să omoare. Noi o să vă rugăm să țineți legătura cu televiziunea noastră. Da. Orice alt incident sau orice altă problemă să ne comunicați, da. Pentru că aveți o situație foarte, foarte delicată aici, mai ales având în vedere că aveți copii minori și e o chestie foarte, foarte gravă. Noi sperăm că organele de poliție își vor face datoria de această dată și dacă lucrurile sunt așa cum le spuneți dumneavoastră, să rețină acest criminal și să-l prezinte unei instanțe judecătorești și să fie arestat pe termen mai lung. Pentru că, din câte spuneți dumneavoastră, permanent au fost acest. Deci permanent, nu au fost doar... am foarte multe plângeri depuse, am filmări pe telefon, am... Au fost reclamații și din partea altor vecini? Da, am, da, eu sunt vecin, eu sunt vecin. Da, am foarte mulți vecini care au... Puteți să vă filmați și deci, să luați o imagine și cu vecinul... Da. O amenințat că mă moară pe mine, pe taică, pe maică mea. Deci dumneavoastră sunteți rudă cu doamna? Nu, vecin. Gardângar, vecin. Deci adevărat. Toți vecinii îi amenință. Da, amenință. Cu bătaia, cu furca, cu taie, cu o tăie pe ăla, pe ăla, pe ăla. Și dau foc, omor, vir, nu mă asta. Soția acestui domn... A fost la poliție. Ea este bolnavă? Nu este bolnavă, e băutura. Deci ea cu probleme. Da. Și el îndeamnă foarte mult să facă rău. Deci copiii lui s-au îndepărtat pentru că a avut violențe, inclusiv asupra membrilor. Iată ea la mână. Da. Iată un caz, zicem noi, foarte delicat aici la Drăgugești. Noi, vă rog, veniți lângă noi aici. Veniți lângă noi. Problema este în felul următor. Bine că sunt nu contează, doar suntem la țară. Problema este în felul următor. El o amenință toți vecinii. Pe vecinul ăla dincolo, zis că-l omoară. Pe mine o zis că mă omoară. O venit odată cu furca la o lucă aici. Deci, ăla e un om criminal. Eu așa ceva n-am văzut. Dacă spuneți că e un om care a făcut și pușcărie pentru... A făcut pușcărie, dar nu se veghează. Da. Lui maică-mea, eu zis, mă scuzați de o expresie, nu pot să zic cuvântul ăsta. Așa. Nu pot să vorbesc. Da, mă rog. Asta. Deci e și verbal și fizic agresat în toate felurile. Urât. Da. Acum două săptămâni, a luat o plasă de gard mai încoace un pic. Da. Uh-huh. La mine s-a ricuțătul. Ăla e un om. Deci sunt lucruri foarte, foarte grave. Da. Eu am încredere totuși că de această dată... Eu nu sunt un băiat de ăla. Eu zic că poliția își va face datoria. Eu am încredere în instituțiile statului. De această dată. Am fost la poliție și nu a făcut poliția legii până acum. Poate nu au fost atât de grave din punctul lor de vedere. Acum se vede clar. E... S-a răpezut cu furca din nenumărate ori. Da, foarte multe filmări pe telefon. S-a răpezut la copii, la... Nu, noi... Ceva nu deci e aveți, aveți dovezi și filmate, văd că sunteți vecini aici și care nu neapărat aveți un grad de rudenie sau chiar dacă ați fi. Deci amenință, este un adevărat pericol public, e clar. Păi normal, dacă lua casa foc, eu sunt vis-a-vis, am gradul. Mai avem vecini care poate să demonstreze lucrul ăsta și pe ei au alungat cuțitul sau au făcut multe. Deci foarte multe. Și la fete, s-o lua de fetele lui doamna. Eu deocamdată eu vă mulțumesc, eu zic că este suficient pentru că o știre scurtă și la obiect este mai eficientă decât să povestim. Da. Dacă o să mai fie asemenea chestiuni, eu le promit și vă promit dumneavoastră și telespectatorilor noștri că o să revenim dacă mai apar alte probleme. Să sperăm totuși, eu am încredere că de această dată să nu mai fie pus în libertate. Pentru că e vorba de un om care prezintă pericol public. Sigur. Aici nu mă pronunț eu, dar sperăm că instanța își va face datoria și va fi prezentat. Dar până acum de ce nu s-a făcut? Depinde, acum nu comentez eu acțiunile celor care au fost până acum. Dar eu zic că acum este un moment clar în care eu sper și să aveți grijă de copii. Să pentru că pentru ei este foarte, foarte grav și să nu mai asiste la chestiune. O să vorbiți și cu soțul dumneavoastră. Da. Eu deocamdată mulțumesc și colegului meu care a filmat și vă promit, dragi telespectatori, că vom reveni cu noutăți dacă va fi cazul. Mulțumesc! La revedere! Să trăiți!